Cazinoul din Constanța se numără și astăzi printre cele mai valoroase clădiri de acest gen din țară. Cu o istorie tumultoasă, acesta rezistă demn în fața încercărilor de tot felul, de la războaie la interese și neputință. În anul în care România serbează centenarul Marii Uniri și 140 de ani de la alipirea Dobrogei, se încearcă tot mai susținut salvarea clădirilor simbol ale țării. Un grup de tineri din cadrul Asociației Culturale pentru Educație prin Artă a pus la punct o abordare inedită, un spectacol de proiecții arhitecturale dublate de vocea actorului Șerban Pavlu, care spune povestea clădirii. Luminam Cazinou pentru că face parte dintr-un proiect, se numește Mă vezi 1918 într-o altă lumină, un proiect finanțat de Ministerul Culturii în cazul proiectului Centenar și ne plimbăm prin 6 orașe, am avut 5 clădiri în București și mai avem clădirea Cazinoului din Constanța în seara asta, apoi urmează Muzeul Unirii din Iași, Memorialul de la Sighet, Casa lui Ștefan Ciciopop de la Arad și Catedrala Încoronării de la Alba Iulia. Așa au fost surprinși trecătorii marți seară, când timp de 15 minute au fost introduși într-o atmosferă de poveste. Spectacolul oferit de tehnologie avansată s-a repetat în 5 reprize și a reușit în tot acest timp să țină pe loc timpul și spațiul. Este frumos că aflăm mai multe despre Cazino. Păcat că arată așa cum arată și nu se renovează sau nu se întâmplă ceva cu el. Chiar cel mic mă întreba dacă am intrat vreodată și ce a fost înainte și am zis că eu n-am apucat să intru în el și să-și întrebe bunicii că știu mai multe detalii și că sper până va crește să apucăm să-l vedem renovat și funcțional din nou. Este minunat spectacolul, nu mă așteptam, sperăm să se mai repede sau să se restaureze.